Și dacă vreau să fac ceva rău, mai întâi să mă gândesc la mine și după la ceilalți. Auzi? Auzi, Ibi, dar ce-s cu discuțiile astea? Că nu înțeleg. Ne plictiseam, turcule. Păi nu înțeleg de unde-s discuțiile astea așa. Da, amintiri de... Dar ce am zis? Păi ce trebuie să spui tu ce faci tu cu el afară? Dar ce am zis că am făcut afară? Bine, te pup, că nu știu ce... Pe bune, ce-s asta? A fost o limboacă. Oh, eu am crezut că tu te-ai enervat când o zis Iancu, hai să-ți arăt cum știu să pup acum. Păi și la aia s-o enervat. Și la aia s-o enervat. A, am glumit, ești... Doamne, ferește. Hai să vorbesc și eu despre fostele mele, pe aici zic cum mă pupam cu ele, nu? Doar lumea are să o sărute. Dar ce te supără în bine așa? Păi cum să vorbești tu chestii din astea? Vezi că își caută din astea, tai-o. Ce așa? Dar ce am zis rău? Dar nu mai da curs la subiecte. Ce așa? N-are, turcule, ne plictiseam și am zis, na, să vorbim. Da, Biancule, vezi că ți-o cam caut pe acolo, văd, cu toate chestii. N-are, frate, ne plictiseam. Vezi? Păi nu, că ți-o cam caut. Și tu, Roxana, nu mai da curs dacă vezi. Dar nu mai vorbim. N-are, turcule, nu. Păi nu mai da curs nici tu. Bine. Vorbeam și noi să nu ne plictisim. Păi vorbește cu altcineva. Ne-am plictisit și n-aveam de spus. Dacă vrei să retrăiești trecutul... Ești... Hai, păi atunci ce dai subiecte din astea, nu înțeleg. Vrei să mă apuc să vorbesc despre foste, cum mă pupam pe aici, să le povestesc la fete? Ce vrei? Bă, turcule, ea vrea să te aprindă pe tine, dar tu n-ai înțeles. Ce să vă povestesc și eu, când mă duceam la liceu, când mă duceam pe la facultate, îți vedeți voi cum e. Nu-mi pasă. Păi așa nici mie nu-mi pasă, dar nu mai spune chestii. Ba, îți pasă. Da, și mă lingeam cu aia afară, o așteptam să vină. Cum? Ce a zis? Ce a zis, mă? Să lingea cu aia acolo, așteptam. Dar ce a zis? Ce ai zis, bă? Că se lingea cu nu știu care pe afară. Nu vă auziți. Că s-a lins cu nu știu care pe afară. Zici de cineva. Așa, povestea așa. Și el ceva de la facultate, nu? Da. De la liceu. Da, da, ei n-au povestit de la liceu, au povestit zici aici. Că ești, zici că ești bunică mea. Din emisiune. E, și ce? S-a pupat și el. Auzi, păi iubire, da, auzi, iubire, persoanele ce? Afară se exclud. Iubire, zici că ești bunică mea. Eu la povestea ce a făcut în tinerețe. Da, mă, povesteam cu ce a rămas bun unul de la altul. Nu știu, Roxana, dacă te mai au cu discuții din astea mea, nu-mi plac. Și dacă vrei să retrăiești... Da, ți-am zis că nu mai vorbesc. Băi, Iancule, săptămâna fata, ela la fel, săptămâna băiatul. Ce aveți, mă? Deci dacă tu le mai dai așa, Roxana, nu-mi place deloc. Dar termină că n-am vorbit nimic cu om, ce ai? Cum n-ai zis nimic cu om, mă, pe tu zici că te lingeai? Ce-am vorbit, mă, ce-am vorbit, că a fost... Păi te lingeai cu el afară, așa ziceai, și eu sunt casă, cum? Cum vine? Ce-am vorbit, om, că a fost la ziua lui Simina, cu asta am început ca să... Nu, cu solarul, că te-ai lins, că nu știu ce... Am zis că acolo am avut primul nostru pupic. Păi și ce mă interesează, nu dau un... Doar Tadian cu pupicul. Nu dau un pupicul tău. Uite așa. Ce pupic? Supără-te, nu? Hai să vorbesc și eu, cum mă plingeam cu fosta mea. Hai da, ce pasă de aia, nu mai pot. Hai, turcu, zi. Da, mă ce mă interesează, pe mine. Deci dacă o dai în copilării din astea, pe bune. Cum am fost eu cu... Da, eu să aud să povestești tu cu nu știu cine, copil de-a tău. Copil de grădiniță. Deci tu dacă mai faci o fază de genul sau dai cursul lui Iancu sau alții care încearcă să bagi intrigi... Ce curs a dat, mă, că am vorbit, măi, băiatule? Sunt păi chestii care s-au întâmplat. Nu-i vedeți. Sunt chestii care s-au întâmplat în casă. Așa, și de ce trebuie să aduci aminte de ele când eu sunt aici? Nu vreau să începea să vorbeam unde vorbea de singură și la cap ce ești. Păi vrei să fii din nou cu el că nu înțeleg. Cum? Vrei să fii din nou cu el sau cu... Ești sincer. Păi și atunci de ce asta? Sincer, dacă deja îți faci filmele astea... Dar viața amândoi, s-o enerva. Nu vorbești, săruturi alea alea și eu sunt cu tine în relații. Da, hai să vorbim despre cum a fost când eram noi împreună și să începem să plângem. Păi râdeați, adică... Ca... Ce vrei, fată, să plâng? Că mi-aduc aminte, ce vrei să fac acum? Nu, dar... Nu e de vorbit. Nu și tu dacă îl vedeai... Chiar vede... așa de ăsta, dar un pic... Nu, e normal să-l deranjeze pe turcu, adică să povestiți... Dar cum, bă, să vorbești cu șaturi de noastră, ești nebună să fii în casă, tu să povestești și pe aia. Zâmbeți, zâmbeți. Deci, zâmbeți. Dacă tu nu te maturizezi și nu e serioasă și o dai în vrăjel, te testează tot și tu muși momeala la tot... Ce momeală, mă? Ce vrei să vorbesc cu el, mă? Da, și în momentul în care mă enervez, nu mai pot să iau lucrurile și să le... Nu mai, mă enervez și atunci se profită de mine. Dar nu sunt proastă, că îmi dau seama, măi, de multe lucruri, de foarte multe. Și trebuie să cunosc oameni. Motivele astea gheață și... Băi, eu cunosc oamenii care mă iau să se folosească de mine, da. Unii se folosesc de naivitatea mea, dar în iubire sunt cea mai proastă, recunosc. Mamă, faci cum vrei. Acolo ai un defect. Da, mă, probabil te-am zis. Defectul tău că tu când, poate când iubești, ești oarbă cu totul da, și sunt. Nu mai vezi nimic. Sunt. Da. Dar și dacă te-am prins cu o chestie gravă, da. Se transformă în ură și sunt foarte răzbunătoare.
Dar tu crezi că spun ție ce să vorbești? N-ai voie să vorbești de aia, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia? Nu, tu prin chestia asta îți dai seama de respectul care îl porți. Ce respect, dragă? Ce respect? Păi eu dacă ce să vorbesc despre altele? Că a fost noi împreună, de-aia nu te respect, că am zis că a fost eu cu ăsta împreună? Cu băiatul ăsta? Păi și tu ai zis că au fost niște relațiile de lângă aici. Au fost niște copilării, că n-a fost relații o relație. Păi, dar nici n-a fost o relație serioasă, măi, frate, așa, a fost păi, și atunci mai vii și-mi povestești mea că parcă m-a interesat pe mine. Ți-a povestit ție, Filip. Păi, uite că a dat conexiune și am auzit eu. Păi și-i vina mea că a dat conexiune, ce vreți să facă? Opresc ăla? Nu, să-l opresc. Deci vorbește acolo și mai vorbi. Că nu mă interesau copilările tale și jocurile tale cu doi ani. Eu nu țin pun ție ce să vorbești, dragul meu, înțelegi? Păi nu, ți-o i-am zis, trebuie să gândești înainte ce. Dar el nici nu trebuia să zică părerea mea, nu. Dar nu mai asculta, că vezi că se dă transmisia turcului, nu mai asculta. Da, mă, dar nu mai ascult că Roxana vorbește cu silingea cu alții. Eu vorbesc ce vreau eu. Mi s-a confirmat personal, mie nu trebuie să vin aici. Dacă, numai dacă chiar aș vrea să-l fac de în ultimul hal de râs, atunci da, nu am să fac. Dar eu m-am convins și mi s-a confirmat cu persoane clare și sigure că ei doi există frantai. Dar eu ca și femeia simțit înainte de a spune chestia asta, eu am simțit. Da? Eu am simțit. Simți, da, normal. N-ai cum, tu poți să mă păcălești minte, eu îmi dau seama din privirea voastră. Tu poți să zici acum nu și mă uit în privirea ta și îmi dau seama că e da. E da. Păi, pe bune. Dar dacă îl simți aproape seama, și știi, dar nu, de iubit. Ideea e că îi știi gesturile, îi știi mimica, îi știi când minte, știi când râde, știi când zice adevărul. Păi, vai, dacă îți spun... Eu l-am prins cu foarte multe minciuni. Eu nu mă țin minte, că a zis prea multe minciuni. Dar eu ca și femeie și eu care țineam la așa, și chiar el nu zicea, țineai mamă, ce atentă ești la detalii. Dacă ți-ai aminte când am băut ultima oară cu... Deci îți dai seama. Spune și mie cu cine pot să vorbesc și ce pot să vorbesc. Deci tu nu faci diferența între a greși sau nu a greși. Bă. Dar te-am întrebat, eu ți-am deci spus tu dacă ceva, răspunde la întrebare. Care a avut treabă în trecut joc ce ai avut tu, așa? Mi se pare ok că poți să-i povestești de față cu mine în casă. Bă. Și senșur, că mi-e foame. E ok, este ok după tine. Bine, te-am întrebat ceva, poți să răspunzi? Cu cine poți să vorbești și ce poți să vorbești? Eu ți-am zis să vorbești cu Iancu, eu ți-am să vorbești cu el, dar nu vorbi despre ce făceai tu cu el pe afară. Bine, și eu spun ție un singur lucru și sper să-l înțelegi. Nu ai cum să-mi impui tu mie treaba asta, ok? Iar nici eu nu am cum să-mi impui ție treaba asta. Păi tu zici niște chestii... Vrei să înțelegi bine, nu? Care nu ar trebui spuse, înțelegi? Vorba de respect. Ce kilo ai dat pe tine azi? Iubire, mi-ai furat un ruș. Dai ziptai la asta. Asta n-are kilos pe ăla, adevărat n-are. Iubire. Vreți să-ți arăt? Păi dacă ai făcut fata... Cred că mai bine îl întreb în turcu, ce kilos o luat? Iubire, mi-ai furat luciu de buze. Îți dea alb cu negru. Ce? Mi-ai furat luciu de buze? Nu. Mi-a zis Hussein, dă-mi-l. Dă-i pașcă minte. Dă să văd dacă e la tine. E unul negru, așa. Iancule! Taș, Manuela, că ți-am auzit gura. Ți-a luat telefonul cu tine? Au că taș, Manuela, și n-am vorbit. Iubire! Te-a luat telefonul cu tine? Nu, de ce? Unde? Dulap. Unde? Că am fost și noi. A, noi, pe masă. S-a dus polițistul să verifice și nu l-am găsit. Mulțumesc! Da, deci eu nu trebuie să mai vorbesc despre trecutul meu, nu? Răspunde. Păi nu mai vorbi, frate, nu mă interesează ce. Dar ce am voie să vorbesc? Turcu are tot dreptul. Vorbește dar noi chiar la Caterin. Vorbesc în casă și da, dar despre ce trebuie să vorbesc? Nu, care nu au conținut de trecut și de mizerii din asta. Dar treci așa. Nu e. Juncă. Ai înțeles? Nu, n-am auzit nimic. Să vorbești chestii care nu au legătură cu jocul. Du-te, 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 du-te. Distracții, ce ai făcut tu pe acolo și de asta. Ce cauți? Bine, am înțeles. Că nici ți-a nu ți-ar conveni să vin acum să vreți? Plătesc, nu știu ce chestii. Nu, nu, înțelegi? Și am zis că am înțeles. Bine. Bine. Înțeles. Să zici acum ce am voie să fac și ce nu, să-mi faci o listă. Să nu se mai repete. Poți să faci o listă, te rog frumos. Păi nu, că în mare parte trebuie să gândești și tu. Ce nu, vreau să faci o listă sau pun pe o piesă, citesc mereu, că nu dacă, le uit. Păi nu, că dacă o dăm așa, fiecare face ce vrea. Dar eu ți-am să faci o listă cu ce am voie să fac și bine, ce nu. Bine, fac o listă, ți-o tatuez. Da. Să o tatuez, să o ai mereu pe piept. Pe tatuez? Pe picior aici, să o citesc. Tu citești mereu. Bine, hai, bine, am înțeles, gata. Am înțeles, da? Gata. Nu mai vorbești, mă, și tu cum. Hai, degeaba asta, super turcu. Zic așa, stăm noi mai Caterinca, mai râde, mai na, ne plictisim. Să vă jucați acolo! Să veniți și voi, nu fiți hai. Frumoasă! Hai! Hai! Haide! Haide, mă! Haide, fraților, aici, măi! Nu vă mai cerăm! Te-ai pus pedepsele, fată!
Unde sunt acolo? Hai, 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 una, hai. Prima. Hai, îți trage fiecare. Sau duci. Turcu, turcu. Ce, mă? Ce, mai trebuia să mai facem încă șapte? Vine să bei de la Jador din Can. Roxana! N-ai de ce! Turcu cu Roxana! Ce trebuie să fac acolo? Pe de aici! Dar vine! Stai că zici ce faci. Un pahar. Nu, duci tu. Mine. Eu cu mâna mea aurită. Nu, că pune... eu mi-am tu nu-ți iei. Să cânt o mania de mână, Turcule, cântați melodia voastră. Eu cânt, cântați melodia voastră. Nu, te băi, ce... Bun, altcineva, trage tu acum. Dacă m-aș duce eu, ce-ai face? Bă, să duce la casă. O, om. Ce crezi? Tu ai stat cu doi cavaleri la hotel și te-ai dus becea și prăjitură, înțelegi? Și cât încălcări tu ai făcut? Ce ai zis? Tu te auzi ce vorbești tu? La anii tăi, nu m-am chemat pe mine la hotel. Zi, Muri, la Ciclon Cuze ai ajuns după întâlnirea cu ăla din grădină. Mă faci să par ca și cum că eu te-am bârfit, că eu de-n casa mea mai vorbești cu telecan. I-ai zis ce i-ai zis și tot vrea să mă cunoască. Foarte bine! Ce tot aveți cu pop telecan și cu ce tot se întâmplă că e omul ăsta mai prezent în emisiune acum, când nu e, decât atunci când a fost aici? A auzit că Piruia a vorbit cu pop telecan și după aia a vorbit și cu Marius. Da, dar voi știți mai bine, mă, decât mine. Ești gelos pe Iancu? Nu sunt gelos pe Iancu, i-am zis lui Roxana că nu trebuie să vorbească niște chestii, o înțeleg și aia. N-ai încălcat niciodată în regulamentul cu Turcu aici? Deocamdată. Doamne, aici terminai filmările și nu știai cum să fugi cu Iancu. Momente care au fost au făcut parte din viața ei și care au fost foarte frumoase și mai mult decât atât au fost trăite la intensitate maximă. Așa, Roxana, ai trăit mai tare cu ei sau cu mine azi? Manuela, tu ești geloasă, invidioasă pe relația lor? Andreea o frică, dar tu ce ai cu Andreea Pirui? Dar nu am nimic, Doamne ferește! Tu cu Mariana niciodată nu-ți faceți cuplu aici. Nu te vă bagă nimeni în seamă. Da, da. Las că ai stat tu 5 luni, draga mea, și tot băiat la mișto. Da, m-a vrut. Eu am momentan am 2 luni. Eu pot să refuz. Eu am 2 luni, draga mea, și dacă nu vreau cuplu, nu vreau că nu vreau eu. Ce sunt ce vice față? Stai de pai. Să du-te, go home. Ia, vin, hai vin cu Anca. Hai tu aici, hai. Hai să vedem cu tine. Hai, hai, că te aștept. Puterea dragostei continuă. Ne vedem de la ora 17.